mereka sih? Bine. Bine ați venit, fraților? Bine v-am găsit. Ajută. Se află dincolo de granițele diferești ale României mari.
Să nu aveam liniște, fraților, niciodată, până nu vom ajunge la ceea ce destinul ne va părăsi, pentru că Bunul Dumnezeu a fost întotdeauna în istorie alături de noi și să ajungem la ceea ce vom spune, iată, nația română întreșită în prea plină și în unitate, așa cum a fost în 1918. Și mai avem ceva. Și eu nu cred că o să mai doresc vreo 100 de ani. O să mai doresc un an, 2, 3, 5, 10. Istoria așa spune cuvântul. Dar și voința noastră, prin forțe, forțe conștiente care vor o asemenea unire. Spuneam că v-aș mai spune ceva. Vedeți dumneavoastră, trei momente foarte grele. Sunt încercări. Disperarea de unora care au impresia că România le scapă din mână. După 27 de ani de transformarea României într-un fel de colonie, după 27 de ani de așa zisă democrație exportată, ne trezim acum, noi românii, popor liniștit, popor gospodar, popor brav, popor care ne revendicăm istoria de acum 6-7 mii de ani, încă din vremea cu puterilor. O continuitate permanentă pe acest pământ și va fi eternă, în ciuda tuturor încercărilor. Dar zilele trecute s-a trăit un moment de o nuanță care îi lasă poporul român un gust amar și naște semne de întrebare. De când acea Uniune Europeană în care noi am intrat cu drag, în care noi am intrat cu încredere, în care noi credem încă și ne-a făcut datoria și ne-a făcut-o prea mult prin această datorie și vreau să intru în detalii, că ar trebui să spun și altfel de cuvinte. Am ajuns în situația ca să primim lecții, indicații și un mod de a ne comporta în țara noastră, de parcă nu avem un parlament suveran, de parcă nu am fi o nație suverană, de parcă nu am fi o țară suverană și un popor suveran. Iată despre ce este vorba și trebuie să venim foarte bine la viitorul nostru. Și trebuie să o spunem clar și explicat și este nevoie de o replică firească și normală de demnitate românească pe care să o dea conducătorii țării noastre, ca să nu se mai întâmple așa ceva. Nu aș vrea să intru pe politică, să știți eu că trezează nația noastră română, dar din păcate divizarea din interior se exprimă și în exterior. Suntem siguri, fraților, prieteni dragi, oameni minunați, în care niște neisprăviți, trimiși de nefericire de către cine a trimis în Parlamentul European, mint, dezinformează și fac tot ce poate și le stă în putință ca să nu ne meargă bine și să le meargă bine altora care nu au nimic cu România. Am spus odată într-o conferință de presă, când urcă oamenii ăștia în avion și coboară în aeroportul Otopeni, nu le plăsnește o brațul de rușine când dau ochii în ochi și față la zbor mâine? Ei nu le plăsnește. De ce? Pentru că au alte interese. Deci trăim, dacă vreți dumneavoastră, o realitate a unor contradicții extraordinare. Și va trebui să dăm dovadă de unitate, să dăm dovadă de conștiință, să fim demni, să fim fermi, ca niciodată să nu ne mai joace pe gurmazi, ori cnutul de nu știu ce fel, ori cizma de nu știu ce fel, ori nu știu ce indicație de te prinde undeva. Trebuie să ne țină toată lumea că suntem o nație suverană, un popor suveran, cu un parlament care hotărăște și un guvern care hotărăște ceea ce trebuie să facă în interiorul granițelor sale. Încă o dată vă spun un bine ați venit. Încă o dată vă spun că am inima plină de bucurie, ați venit și dumneavoastră, frați din Basarabia, români din Basarabia, pentru că
Nu cu mult timp în urmă, domnul profesor, sper că nu mă înșală, memoria, domnul profesor Moroșanu, care a fost deputat în Parlamentul dumneavoastră și e și scriitor, un om extraordinar, vine de la Bălți, a venit de la Bălți, când am primit omenești aici, așa cum vine în românești. Și merge pe jos de la Colț până la Alba Iulia pentru a cinsti ziua de 1 decembrie. Iată oameni de la cărui exemplu avem de învățat și cred eu că mai ales tineretul are foarte mult și multe de învățat. Va trebui să știm că orice problemă, orice este o problemă a noi în interior și este bine atunci când suntem în afară, din nefericire lucrăm pe acolo, trebuie să lucrăm în țara noastră și sper să reușim în acest moment. Să nu ne unim niciodată țara așa cum n-ar trebui să ne vorbim de la părinții. Chiar undeva era și un motos în drapelul României, țara și părinții nu se vorbesc de rău. Sperăm să avem de învățat din toate cele trăite și sperăm să ne vedem în unitate de plină în câțiva ani de zile, chiar dacă unii nu doresc. Dar vedea noi ce o face. Nu e prima dată că poporul român trece în asemenea momente, a zice eu, destul de dificil. Cu Dumnezeu înainte, vă mulțumesc pentru atenție, sper că nu m-am plictisit cu acest mic discurs și le mulțumesc celor doi primari care au pus și domnul Vasile Luculescu, care îi va fi undeva prietenul meu și colegul meu de partid, care o să mișcare o asemenea acțiune, asemenea împrățiri ne fac bine și le vor continua. Vă mulțumesc încă o dată și m-aș ruga cu permisiunea dumneavoastră, pentru că avem aici un român adevărat, un om minunat și un scriitor prolific, este vorba de domnul Ștefan Mitroi, să vă rugăm și vă rugăm să-mi permiteți să primităm să ne spună câteva cuvinte. Domnule Mitroitor, mulțumesc! Eu nu mă pricep la politică, sau mă pricep la un singur fel de politică, politica inimii. Și în virtutea acestui fel de politică, îmi place să vă spun, și eu să credeți că exagerez. Bine ați venit acasă, dragi vorbitori de limba franceză. Da? Sunteți cu toții vorbitori de limba franceză. Și pot să vă dovedesc în două minute. Am fost de mai multe ori ca scriitor, și la Percu de Carte, și în anul ăsta de 3 ori, și când a fost alegeri pentru președinția unui scriitorilor din România, pentru că există o filială și la Chișinău, și am și avem și cu prietenul meu de la București, un prieten acolo, Nicolae Tabișa, care ne-a spus o poveste. Un conațional de-al dumneavoastră, de-al nostru, în perioada aia foarte, foarte tulbure, a fost deportat într-o republică mai îndepărtată, Kirghizistan, Turkmenistan, unde a funcționat ca profesor la o școală și le-a spus acolo că le predă elevilor limba franceză. Și le-a plăcut atât de tare elevilor acea limbă, cât unul dintre ei a învățat atât de bine încât s-a dus și s-a înscris la Universitatea din capitala Republicii respective la limba franceză. A primit testele respective și a luat nota 2. Și a zis, ce limba e asta? Că tu nu știi un cuvânt în franceză. Limba franceză era limba română, oameni buni, limba pe care o vorbiți și dumneavoastră acasă, vorbim și noi acasă. În orice caz, cei din conducerea universității au fost atât de impresionați încât au introdus limba română, au înființat o catedră de limbă română acolo și primul student a fost acel băiat și în satul ăla din Kirghizistan sau Turkmenistan, toată tânăra generație a vorbit limba franceză pe care o vorbiți și dumneavoastră acasă. Așa că eu vă zic, bun venit, dragi vorbitori de limba franceză. Eu sunt doar un om în trecere pe aici din București, dar iubesc Moldova și asta și cealaltă. Eu asociez Moldova cu iarna,
Am venit aici pentru că arde un foc într-o sobă. N-am o calitate oficială, am venit în numele limbii care îmi dă și mie de mâncare. Încerc și eu să-i dau din când în când niște cuvinte. Să duc înspre sud o poveste pentru un conațional al dumneavoastră care trăiește în satul meu natal. Nu am știut niciodată, l-am descoperit în urmă cu 10 ani, eu trăind în București, îl cheamă Simeon Gârlea, este la origine din Răspopeni dumneavoastră din Basarabia. Nu am mai fost niciodată acolo din 46, i-a rămas și casa, i-a rămas și țara, era soldat, a ales între armata sovietică, a ales armata română. Am primit pe 1 septembrie anul ăsta, ce vârstă credeți? 100 de ani. Deci este de aceeași vârstă cu România aia mare. El s-a unit cu România înainte de a se uni toate Românile în dimensiunea lor cea mai mare. Dacă o să-i spun lui Simeon Gârlea că m-am întâlnit, dacă am înțeles bine, cu 50 de români din Basarabia, o să plângă și el plânge întotdeauna tricolor. Vă mulțumesc că sunteți aici, bine ați venit acasă și să aduceți de acolo aici povești foarte frumoase și să duceți de aici acolo povești la fel de frumoase și să vorbiți în continuare limba franceză. Vă mulțumesc! Mulțumim celor doi domni primari de la Păstrăveni și la Drăgușeni Noi pentru această inițiativă și sper că și dumneavoastră o să vă spună un cuvânt de alean și de suflet. Mulțumesc foarte mult, antevorbitorilor, și vreau să vă desmint un pic pe vorbe domnului Astate, spunând că momentan nici eu nu fac politică. Pentru mine partidul este cetățeanul și comunitatea. Cel care o să mă ajute, vorbind pe realitate, cel care o să mă ajute în derularea unor investiții importante pentru comună, ăla o să fie mai departe. Dumneavoastră știți lucrul acesta. Ce vreau să vă spun, mulțumesc foarte mult domnului Astafte pentru ospitalitatea pe care ne oferă în seara asta. Dumnealui tot timpul a fost alături de mine și eu sper că voi fi alături de dumnealui. Și vreau să vă transmit ocazia centenarului atunci când toate provinciile, acum 100 de ani, toate provinciile României s-au unit cu țara mamă România. Vreau să mulțumesc cu această ocazie Guvernului României pentru proiectul finanțat. Datorită acestui proiect, noi suntem în seara asta aici, plus că am avut alte activități cu copiii la Alba Iulia, activități locale, culturale artistice. În seara asta o să avem și mâine și o să finalizăm pe 1 decembrie cu o defilare. Sper ca oaspeții în această seară din Republica Moldova să fie foarte mulțumiți, să se simtă bine și Doamne ajută! La mulți ani, România! O să spun și eu că noi facem aici politică, dar e un pic altfel de politică, este politică socială și politică culturală. Am inițiat un acord de împrățire cu Comuna Păstrăveni și sper să fie de bun augur, să fie o colaborare frumoasă și mulțumesc personal și din numele la toată echipa care a venit în coace domnului primar de Păstrăveni pentru această primire călduroasă, pentru doamne director a gimnaziului, sigur că da, pentru această primire călduroasă și pentru inițiativa de a porni această colaborare. Cum am spus, sper ca peste mulți ani să ne întâlnim iarăși în așa o atmosferă și să spunem, da, am reușit să facem o colaborare frumoasă,
proiecte frumoase implementate împreună și cu păreri frumoase pentru cetățenii ambelor localități. Și personal vreau să-i mulțumesc domnului primar și oricum mergem în colaborarea noastră mai departe. Sperăm să ajungem să semnăm un acord de împărțire și sperăm până la urmă, fiindcă este conducerea județului aici prezentă, să avem, să aibă și Moldova o autostradă de aici până la Chișinău, de ce nu? Să ajungem într-o oră jumătate încoace, nu cu 3 ore în vamă care, sau 4 care ne așteptăm. Ne punem mari speranțe în viitor și sperăm să fie un succes pentru toți.